Nu mai arunca zațul de cafea. Iată 10 motive mai puțin știute și foarte benefice. Dacă bei cafea în fiecare dimineață, cu siguranță te-ai gândit cel puțin odată ce ai putea face cu zațul, despre care toți am auzit că poate fi folosit în multiple feluri. 1. Îngrășământ natural. Având în vedere că în compoziția zațului de cafea se află azot, magneziu, potasiu, fier, fosfor, calciu sau sulf, toate benefice pentru creșterea frumoasă a plantelor, zațul de cafea este un foarte bun îngrășământ. Presară zaț pe pământul pe care cultivi roșii, morcovi sau unde cresc cafinii, merișorii sau coacăzii, dar și acolo unde se înalță trandafirii sau hortensiile. 2. Ține departe furnicile. Pe lângă faptul că zațul hrănește plantele, acesta va ține dăunătorii departe, mai exact furnicile și melcii. Cafeina din cafea este cea cu rol de insecticid. Dacă ai furnici în casă, fă o barieră din zaț de cafea în locul în care au apărut. 3. Scapi de mirosurile neplăcute din frigider. Zațul te ajută să îndepărtezi mirosurile neplăcute din frigider. Împrăștie zaț pe o farfurie sau pe hârtie cerată pentru a-l usca, apoi pune-l într-un recipient mic în frigider și lasă-l să-și facă treaba. Nu e indicat să depozitezi cafeaua în frigider, pentru că absorbe toate izurile și își schimbă complet gustul. 4. Alungă pisicile vecinilor. Dacă te irită pisicile vecinilor, răzuiește câteva coji de portocale și amestecă-le cu zațul de cafea. Presara prin curte, pisicile vor strâmba din nas și nu se vor mai apropia. 5. Elimină mirosul de țigări. Dacă fumezi, scutește-i pe alții de mirosul neplăcut. Golește scrumiera și umple-o cu zaț. Va atrage tot mirosul neplăcut rămas în atmosferă. Poți încerca acest truc și în mașină, dacă fumezi atunci când călătorești. 6. Odorizant de cameră sau mașină. Zațul este și un odorizant ideal pentru mașină sau cameră. Taie un ciorap licra și umple-l cu zaț de cafea, peste care pune două picături de esență de vanilie. Mașina și casa vor mirosi frumos timp îndelungat. 7. Scrub natural pentru față. Dacă vrei un scrub natural la îndemână pentru față, mâini sau corp, folosește zaț de cafea. Deoarece îndepărtează celulele moarte și stimulează producția de noi celule, zațul de cafea tonifică pielea. 8. Reduce aspectul de coajă de portocală. Cafeina este unul dintre ingredientele principale ale multor creme anticelulitice. Asta deoarece, atunci când pătrunde în piele, aceasta îmbunătățește circulația sanguină și drenajul limfatic, lucru care ajută la înlăturarea toxinelor și la eliminarea apei în exces din țesuturi. Amestecă zațul de cafea proaspăt cu două linguri de ulei de măsline și aplică această compoziție, masând ușor pe zonele afectate de celulită, preț de câteva minute. Apoi înfășoară-le cu o folie de plastic alimentar. După 15-20 de minute, îndepărtează plasticul și apoi zațul cu apă călduță. Repetă de două ori pe săptămână. 9. Vopsea de păr naturală. Cu zațul de cafea poți să-ți vopsești părul. Prepară 3 căni de cafea, toarnă-le în chiuvetă și așteaptă să se răcească. Apoi, tot ce trebuie să faci este să-ți uzi părul cu ea. 10. Împrospătează bronzul. Se fierbe zațul de cafea în apă, o cană, și după ce s-a răcit, aplică pe piele. Lasă-ți pielea să absorbă cafeaua timp de 20 de minute și apoi îndepărtează cu apă rece. Numai...